Bună dimineața și pace! Ia să vedem ce găsim noi acum prin stupină. V-am promis că după ce a ieșit acel roi, de fapt au mai ieșit încă doi, de fapt trei în total. Acum vom merge să vedem ce am făcut cu ei. La al treilea nu mai am luat, nu mai are rost. Fiindcă era un pic mai ciudat faptul că roia unul după altul și nu știam motivul. Ei sunt băgați aici în stupii ăștia. Băgat în lăzile acestea aici să stea aici dacă nu le-a plăcut. Iată, acolo stau. Aici sunt. Ăsta-i unul. Aici avem doiul. Durează până se reorganizează ei un pic. Și avem și pe al treilea. Treilea este aici. Aici, din cauza că nu am luat matca, am venit cu o matcă la el. O să o accepte repede. Ia să vedem. E acolo. O mătcuță. Și va trebui să se reorganizeze. Ei am mai făcut treaba asta. Iar restul roilor a rămas în copac să se ducă unde dorește. Bun, lucrarea pe ziua de azi o să fie în felul următor. O să dăm drumul la niște mătcuțe care sunt în acest nucleu. Voi veni și voi face această lucrare. Să dăm mătcuțe. Bun, cam atâta. Vom trece la datul drumul la regină.